la emisiune de astăzi are darul de a ști cânta. Mai mult decât atât, fluieră și chiar înțelege, putem spune, limba păsărilor. Este vorba de doamna Gheorghina Cravțova Pascal, din satul Ropcea, raionul Străjineț. Doamna Gheorghina, locuiți la țară și aveți mult de lucru. Ce vă îndeamnă să lăsați totul într-o parte și să cântați? O, dragostea. Dragostea e ceva, ceva ce la fiecare ea se transmite în diferite moduri care cum simțește omul, sufletește. Dragostea e ceva, e veșnică. Dacă ai dragoste și iubire, totul faci. Doamna Gheorghina Cravțova Pascal, femeie simplă din Ropcea, mamă a doi copii, bunică și o mare amatoare de cântec. Hei, hei, eu aici n-aș venit, aici n-aș venit, dar primariu m-a poftit, dar primariu m-a poftit. Așa babi ormașii, așa babi ormașii, dacă mine nu-ți găsi, dacă mine nu-ți găsi.